tine și horoscopul personalizat. Va fi oferit chiar acum de domnul Remusenescu. Marea câștigătoare, Andreea Ionache, din Cuș. Perfect, vă ascultăm, domnule Remus. Zodie Berbec, bineînțeles, luna învățător, ascendentul în fecioară. Fire metodică, tipicară, serioasă, de încredere. Cel mai mult își propune în viața asta să nu greșească, să nu aibă nimeni ce să-i reproșeze. Este foarte importantă pentru dânsa cariera și profesia, nu neapărat pentru bani, ci și pentru posibilitatea de a intra în contact cu lumea și de a fi de folos celorlalți. Este omul la care mulți colegi apelează la atunci când nu mai găsesc o ieșire, când nu mai știu ce să facă. Nu își dorește neapărat o poziție de conducere, de conducere, dar foarte probabil că se va găsi mai mereu în preajma celor care sunt la butoane, celor care iau decizii importante. Am menționat aceste lucruri pentru că problema importantă despre dânsa menționată de dinsa era legată de carieră și de profesie. Actualmente o situație destul de tensionată la locul de muncă nu înseamnă că dânsa este în conflict cu cineva. Foarte probabil colectivul din care face parte se află, știu eu, într-un control exterior sau într-o perioadă de monitorizare, astfel încât sau au de rezolvat ceva într-un timp foarte scurt cu toții. Aceste lucruri de la locul de muncă nu influențează pe dânsa în perioada imediat următoare, nu se poate aștepta la nimic rău. Mulțumim foarte mult, domnule Remus. Remus. Noi ne revedem mâine de ziua îndrăgostiților la Star Matinal. Nu uitați, dacă nu vă iubiți pe voi, cum puteți iubi pe altcineva?